Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă săptămânală. Înainte de a începe activitățile care privesc Primăria Municipiului Roman, vreau să lămuresc o situație neplăcută care a apărut la nivel național și care afectează imaginea Municipiului Roman. E vorba de acele declarații mincinoase ale doamnei Caterina Andronescu, fostul ministru al educației, care în momentul de față este senator în funcție și vicepreședinte al PSD și care și-a permis să spună pe două posturi de televiziune, respectiv pe Digi24 și Antena 3, practic reluând aceleași afirmații total neadevărate, cum că are informații că primarii unor localități ar plăti cheltuiele legate de deplasare, transport, cazare, masă, eu știu ce alte cheltuieli, și de fiecare dată a menționat numele municipiului Roman. Așa cum spuneam, la cele două posturi de televiziune afirmă clar, cu subiect și predicat, că eu aș fi finanțat o astfel de deplasare, iar având în vedere că aceste declarații sunt mincinoase, o voi acționa în instanță pe doamna ministru, m-am și consultat cu colegii mei juriști din primărie și am luat decizia ca în cursul zilei de azi, mâine cel mai târziu, să redactăm cererea de chemare în judecată pe care o vom înainta către judecătorie, pentru că, din punctul meu de vedere, este inadmisibil ca o persoană cu state vechi în politică să își permită să facă astfel de afirmații fără absolut niciun suport în spatele lor și, mai mult decât atât, chiar să repete acest lucru la o altă televiziune. E clar că e rea intenție din punctul meu de vedere și vreau să clarific faptul că eu nu am purtat nici măcar o discuție cu romașcanii care au dorit să meargă să protesteze la București. Până la urmă, dreptul de a protesta este un drept fundamental garantat de Constituție. Îmi pare rău că numele municipiului Roman a fost adus în discuție cu această ocazie și voi face tot ce îmi stă în putere pentru a repara acest lucru și dacă doamna ministru până mâine dimineață nu-și cere public scuze vis-a-vis de aceste afirmații, vă spuneam, mâine voi trimite cererea de chemare în judecată către judecătorie. Revenind la activitățile primăriei municipiului Roman, vreau să vă informez că încă de vineri am postat pe site-ul primăriei municipiului Roman proiectul de buget pentru anul 2017, pentru anul 2018, pentru a se afla în procedură de dezbatere publică. Pentru anul în curs, veniturile se ridică la circa 61.500.000 de lei. Nu sunt situațiile finale, întrucât nu avem sumele de echilibrare care vor veni de la Consiliul Județean și nici proiectele de investiții, dar pe măsură ce vom avea aceste sume și proiecte, le vom posta și pe acestea. Așa cum vă informam încă de săptămâna trecută, am demarat deja dezbaterile pe buget. Săptămâna trecută m-am întâlnit și cu toți consilierii locali pentru a discuta acest proiect de buget. Au înțeles cu toții că va fi un buget de austeritate. Le-am adus la cunoștință și decizia mea de a reduce cu 10% cheltuielile materiale
pentru a echilibra bugetul, pentru că veniturile erau mai mici decât cheltuielile și în perioada următoare vom lucra să identificăm soluții pentru a obține sume și pentru capitolul și secțiunea de dezvoltare a bugetului. Deși a venit zăpada și este ger, lucrăm în continuare și la toaletarea de arbori. În această săptămână intervenim la Asociația 38 Ion Ionescu de la Brad și la Asociația 51 de pe Aprodu Arbore. Practic, de vreo două săptămâni, începând aceste acțiuni în asociațiile de proprietari. Și până în primăvară, când copacii vor intra în vegetație, vom acționa pe raza tuturor asociațiilor de proprietari pentru toaletări de arbori și doborârea arborilor care sunt uscați. În ceea ce privește activitatea Clubului Sportiv Municipal, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că s-au pus în vânzare noile abonamente valabile începând cu anul 2018 la bazinul de not. Ca element de noutate, pe lângă acele abonamente lunare, am introdus abonamente la 3 luni, 6 luni și 12 luni, astfel încât să existe o plajă mai mare de opțiuni pentru cei care doresc să meargă la bazin. De la secția de handbal a Clubului Sportiv Municipal, așa cum bine știți, în urma unui comunicat de presă al conducerii CSM Roman, ați fost informați că a avut loc o schimbare a antrenorului principal a echipei de handbal, o schimbare de bun augur dacă e să ne uităm la rezultatul pozitiv înregistrat ieri la Cluj. Vreau să felicit pe această cale și jucătoarele pentru prestație, dar mai ales noua conducere tehnică, și am speranța și încrederea că în perioada următoare evoluțiile se vor îmbunătăți și vom reuși să recuperăm din punctele pe care le-am pierdut cu foarte mare ușurință, dar trebuie să vină un efort multiplu din partea jucătoarelor pentru a recupera cât mai multe din aceste puncte. Activitatea la echipa de fotbal se desfășoară normal. La sfârșitul acestei luni vor intra într-un stagiu de pregătire centralizat care se va face pe plan local și ulterior vor începe și o serie de meciuri de pregătire pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, returul campionatului. Așa cum știți, în fiecare an achiziționăm pe bursă alimentarea cu energie electrică și cu gaze naturale. În luna decembrie am achiziționat gazele naturale la un preț destul de avantajos, 86,99 de lei, iar în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, contractul expiră în luna aprilie și vom lucra în perioada următoare la pregătirea licitației și pentru noul contract de alimentare cu energie electrică, acolo unde sperăm să obținem un preț mai bun, astfel încât să reușim să mai facem economii. E o perioadă rece, care se anunță și mai rece în perioada următoare. Avem o avertizare de ger și împreună cu colegii de la Direcția de Asistență Socială am luat decizia monitorizării persoanelor fără adăpost. În momentul de față avem la Casa Speranței 6 persoane care sunt găzduite,
4 bărbați și 2 femei. În situația în care vom mai identifica astfel de persoane, le vom transporta către Casa Speranței. Reamintesc că regulamentul de cazare este ca și cerință. Intrarea în centru se face la ora 19, ieșirea la ora 6 dimineață. În ceea ce privește Direcția de Taxe și Impozite Locale, pot să vă spun că în anul 2017 s-a estimat încasarea 24.637.000 de lei, din care s-au încasat efectiv 23.918.000 de lei, ceea ce înseamnă un grad de încasare de 97%. Am emis către persoanele juridice 1400 de titluri executorii și somații, 351 de popriri bancare, 74 de înscrieri pe lista creditorilor, iar prin executare silită s-au încasat 1.507.907 lei, din care 515.373 din popriri bancare. În cazul persoanelor fizice s-au întocmit și s-au transmis 3.528 de somații și 4.603 titluri executorii pentru debite restante în valoare de 12.195.412 lei, iar în urma procedurilor de executare silită s-au încasat 2.173.064 de lei, iar în același timp și activitatea Biroului de Recuperare Creanțe a Contribuabililor în Insolvență pot să o declar ca și o activitate satisfăcătoare. În perioada 15 martie-31 decembrie 2017, recuperându-se creanțe în cuantum de 684.442 de lei. Lucrăm în această perioadă și la definitivarea proiectelor de hotărâre pentru ședința de Consiliu Ordinară din această lună, ședință care va avea loc pe data de 31 ianuarie, începând cu ora 13 și va cuprinde proiecte de hotărâre, dar care nu se referă și la buget. Bugetul cel mai probabil va intra undeva la jumătatea lunii februarie, după ce vom definitiva și toate procedurile de dezbatere publică prealabile. Mai studiem în această perioadă posibilitatea de a introduce un sistem electronic la registratură. Urmează să am în această săptămână o întâlnire cu o astfel de firmă care realizează acest soft și ulterior, când vom avea mai multe detalii, vom veni în fața dumneavoastră. Pentru că, așa cum vă anunțam încă de la începutul acestui an, va exista o preocupare din partea noastră pentru a crește digitalizarea în cadrul primăriei municipiului Roman și pe lângă site-ul primăriei, care va intra în reconstrucție, cred eu că avem nevoie și de o astfel de și de un astfel de sistem de înregistrare electronică. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Domnule primar, ca să mă audă și colegii, afectează cumva relația dintre Primăria Roman și Consiliul Județean, o relație pe care o doreați îmbunătățită. Faptul că domnul Arsene a fost reținut de către DNA, coroborat și cu situația cu doamna Ecaterina Andronescu, fiind vorba de același partid PSD? Da, eu cred că nu sunt relații instituționale corecte, așa cum am spus-o
în ultima perioadă sunt relații instituționale corecte între Primăria Municipiului Roman și Consiliul Județean și tot ceea ce s-a întâmplat în săptămâna trecută sper eu și îmi doresc să nu afecteze bugetul pentru anul 2018. Poate cuvinte va fi în ordine, nu chestiuni separate, să înțelegem, da? Din punctul meu de vedere, da. Da. Și încă o întrebare, tot mai am. Știu că doamna Flora are mai multe. Pentru dumneavoastră. Ați spus că achiziționați de pe bursă curent electric, energie electrică și gaze naturale. Da. Dar la capitolul energie electrică noi avem o microhidrocentrală. Da. În conferințele anterioare spuneați, și edilul dinaintea dumneavoastră spunea că asigură consumul, iluminatul public, instituțiile. De ce trebuie să mai cumpărăm dacă noi avem, ne producem singuri? Nu. Deci, prin caietul de sarcini, noi impunem celui care ne furnizează energia electrică, impunem și preluarea energiei care este produsă de microhidrocentrală, valoare care urmează a se scădea din facturile pe care ni le emite. Prin ceea ce produce microhidrocentrala, nu putem asigura tot ceea ce înseamnă iluminatul tuturor instituțiilor de pe raza municipiului Roman și de aceea este necesară această... Bun, dar să înțeleg că o parte... Ceea ce produce microhidrocentrala se scade din valorile de facturare a furnizorului. Ca un procent puteți să le spuneți cam cât este? Nu am această informație, însă oricum e semnificativ pentru noi ceea ce se produce. Dar aici, sigur, depinde și de la an la an, în funcție de debitul de apă. Mulțumesc. Vorbeam de demersul pe care a fost adoptat la domnului Ferdinand Dornescu. Ce veți proba dumneavoastră, putea proba dumneavoastră faptul că nu ați intervenit, nu ați ajutat pe nimeni să plece din Roma și cu ce va putea proba dumneavoastră? Da, deci eu trebuie să vă fac o precizare foarte clară, că eu nu am nimic de probat, pentru că eu o chem în judecată și ea trebuie să probeze niște acuzații. Eu n-am adus nicio acuzație nimănui, deci nu văd ce trebuie să probez eu. Atât timp cât doamna a făcut o afirmație, ea trebuie să probeze acele afirmații. Și cu ocazia asta, poate vom vedea și noi acel SMS de la cine a parvenit. Păi, noi l-am urcat în urma consultărilor pe care le-am avut cu consilierii locali. Lunea trecută am avut această întâlnire și vă spuneam că vineri a fost urcat pe site, deci practic s-a construit în urma discuțiilor cu consilierii locali. Care era poziția mai de social democrație? Ideea e că trebuie să facem cu toții front comun pentru a aduce cât mai multe sume de bani la bugetul local, pentru a aloca și fonduri de, la secțiunea de dezvoltare a bugetului, care în momentul de față nu este acoperit. Un semnal de la puterii de locuitori din zona Amelie-ului au spus faptul că de la Amelie și până spre centru nu există costuri de lumări. Eu nu știu dacă e așa sau nu, dar probabil că... Da, voi verifica și eu și voi cere operatorului de salubritate să monteze aceste costuri. Nu mi-au fost semnalate. Rog cetățenii, dacă sunt astfel de situații, fie pe adresa de mail, fie pe rețelele de socializare, să ne comunice aceste neajunsuri. Rezultatele de inventariere așa da. Noi le-am comunicat către prefectură, de aici încolo prefectura să ia măsurile care se impun. V-am spus și data trecută, erau undeva circa din 400 și ceva de șarpante, doar 44 sunt cu autorizație. Și ce faceți cu celelalte care nu sunt autorizate? Noi am înaintat către prefectură pentru că ei au solicitat această adresă și așteptăm deciziile pe care le iau domnul. Sigur, dar în Roman trebuie autorizații, nu? Ca și la Piatra Neamț și ce face că primăria o dă autorizația pentru... Asociațiile de proprietari de la Roma. Da. Că nu vine prefectura de autorizație.
licitație? Nu, nu, nu. E o situație care a fost cerută de prefectură. Noi am înaintat-o către prefectură. De aici prefectura mai departe se ia deciziile legale. Mai departe, asociațiile de proprietari care vor să intre în legalitate pot să vină la direcția de urbanism să solicite certificat de urbanism pentru intrarea în legalitate, proiect, expertiză și așa mai departe. Să înțelegem, asociația, nu proprietarul de la ultimul. Asociația este forul de reprezentare a tuturor proprietarilor. Da? Deci autorizațiile și cererile de autorizație se solicită de către asociații, nu de către persoane. Eu nu am asemenea informații cum că ar exista șarpante cu autorizație de construire care să fie acoperite cu asbest. Cite sunt foarte, foarte multe. N-au cum să fie, că sunt puține autorizate. O întrebare deosebit de importantă. Am asistat bine, în jurul orei 12, la un incident în zona centrală, incident pe care deja ne cunoaștem. Gașca aceea de infractori minori au înconjurat o bătrână să o jefuiască. Mă interesează dacă dumneavoastră, de la începutul anului, având în vedere și incidentul cu dron, având în vedere și toate aceste furtișaturi stradale, v-ați întâlnit cu domnul comisarul șef al Poliției Romani pentru a stabili cât de cât o serie de măsuri, măcar depistarea adunților care stau în spatele lor, ce va trebui făcut pentru siguranța cetățeanului Roman. Am înțeles. Am avut o discuție cu domnia sa telefonică în care am luat decizia împreună să căutăm o zi în care avem amândoi timp să ne întâlnim împreună și cu comandantul poliției locale pentru a găsi o modalitate de lucru. Din păcate, legislația este foarte nefavorabilă polițiștilor, în sensul în care vorbim de minori sub 14 ani care nu răspund penal și în afară de a consemna o declarație, mai mult de atât, nu au pârghii legale. Eu am purtat o discuție și la nivelul Parlamentului și i-am solicitat deputatului Leoreanu ca, începând cu sesiunea parlamentară din februarie, să preia această problemă a răspunderii penale a infractorilor minori pentru modificarea legislației, pentru că ceea ce se întâmplă la Roman nu este singular, e o problemă la nivel național și trebuie să facem eforturi la nivel legislativ pentru a sancționa penal atât pe acești copii, dar cât și familiile lor. Dar având în vedere că sunt minori, nu trebuie să fie legătura cu DGASPC-ul, cu direcția de specialitate din primărie, ca să ducă și facă ceva cu familia aia, că discutăm de persoane care au părinți din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Poliția Națională. Mi-au comunicat că au început să ia măsuri administrative împotriva părinților și sigur, mai departe sunt atribuții ale Poliției Naționale. Noi nu putem să intervenim pentru astfel de situații. Tot ceea ce putem să facem noi cu Poliția Locală este să-i prindem pe acești copii și să-i predăm la Poliția Națională. Logic ar fi ca acei copii să fie scoși din astfel de familie, pentru că nu se duce ca proasă pure. Da, de asta zic, dacă sunt alte discuții, să vedeți și un punct de vedere al Poliției Naționale. Experiența la domnul Marie, cum să dați
tocmai asta ne... Trebuie să avem și legislație. Dacă nu există legislație care să-ți permită de sancționarea... Vorbim de cel puțin 6-7 ani. Până la legislație am auzit foarte multe persoane care spun că o să-și facă propria legislație. Și nu știu dacă dorește cineva să se ajungă ca acești... Nu-și dorește absolut nimeni, dar nici dumneavoastră nu puteți să cereți unui polițist să-și depășească atribuțiile prin încălcarea legii. Atât timp ce se spune că și este o legislație care spune că minorii sub 14 ani nu răspund penal, ce să facă polițistul? Există legislație care spune că părinții pot fi decăzuți din drepturi atunci când minorul face ceva în legi. Luați legătura cu Poliția Națională să vă spună ce demersuri au făcut în acest sens. Da, e schimbată legislația de vreo 4 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ne puteți spune cât de căsătorii s-au desfăcut? Chiar nu știu pe de rost să vă spun. Pentru că da. Eu am primit de la legătorii, am primit de la notariat. Dacă îmi faceți o solicitare, sigur, vă ofer sau vă oferim oricum. Da. Dar nu, chiar nu am acum, vă dați seama. Deci în acord cu căsătorii am constatat că au depășit cu mult... Bun, trebuie să luați și de la notariate, pentru că am și la... Așa, da. Nu, trebuie să n-ai copii, trebuie să existe pe calea amiabilă. Da, la starea civilă nu. Numai la notariate de aici, vă vom comunica. Așa cum am anunțat și în trecut, se lucrează în această perioadă la proiectele cu finanțare europeană pentru reabilitarea a 8 blocuri. 7 dintre ele vor fi gata în circa 2 săptămâni și vom depune cererile de finanțare. Cel de-al 8-lea e vorba de blocul 28A din Anton Pan. Se lucrează, e o documentație nouă care trebuie întocmită și până la data limită de depunere a finanțării vom avea gata și acest proiect. Pe ce bază se aleg aceste lucruri? Trebuie respectate anumite cerințe, s-au făcut discuții cu asociațiile de proprietari, trebuie să existe și acceptul asociațiilor de proprietari și mai mult decât atât, având în vedere ghidul de finanțare care spune că dacă ai adus orice modificare structurii inițiale a blocului, fie ai nevoie de autorizație de construire, fie trebuie să demolezi acea modificare, ținem cont și de aceste criterii și trebuie să purtăm și discuții individuale cu proprietarii. Între aceste blocuri există, citesc acum aceste construcții, blocul 4 de pe Tudor Andreescu? Din câte știu eu, nu. Nu, e vorba de acel examen care se dă pentru a obține atestatul de administrator și în momentul în care avem solicitări pentru acest lucru, vom organiza și examen. Iar cei care sunt în da. Dar dacă apar modificări sau solicitări noi. Aici e aceeași discuție pe care am făcut-o întotdeauna. Trebuie să înțelegem că asociațiile de proprietari aparțin proprietarilor, președintele este ales de către adunarea generală, iar administratorul are un contract de muncă cu asociația. Din punctul meu de vedere, e un pas firesc pe care trebuie să-l facă primăria municipiului Roman și v-am spus că mă interesează foarte mult digitalizarea serviciilor publice și este și acesta un pas. Vom vedea. Vreau să vă întreb în legătură cu activitatea de vizibilizare.
Da, noi așteptăm în primul rând să treacă iarna în totalitatea sa, să vină primăvara. V-am zis că în mine erau două sentimente oarecum contrare. Îmi doream foarte mult ca și persoană să fie iarnă în adevăratul sens al cuvântului, să avem zăpadă, să ne bucurăm de zăpadă și în același timp ca și primar știam ce implică acest lucru, atât din punct de vedere al efortului pentru a efectua dezăpezirea pe străzile din municipiu, cât și din punct de vedere financiar. Este prematur în momentul de față să vorbim despre economii. Vom putea să facem acest lucru când efectiv trece sezonul rece și cu siguranță vă voi comunica suma care a fost cheltuită pentru dezăpezire. Vom avea o activitate specifică de la Stejarul Unirii, începând cu ora 11. Am invitat două școli pentru a juca două scenete. Ne dorim să nu ne întindem atât de mult, având în vedere temperaturile scăzute care se anunță și în funcție de personalitățile publice care vor fi prezente, vor fi și scurte alocuțiuni și vom încheia cu tradiționala Hora Unirii. Tot aici o să invitați și parlamentarii să participe la acestea? Ei întotdeauna au fost invitați și întotdeauna au fost liberi să vină. Și tot aici o completare, mă spuneți. Anul 2018, declarat anul centenarului, eu nu am nicio îndoială că cei 6 angajați ai biroului de organizare evenimente din primărie ne vor oferi surprize când Cu siguranță se vom gândi la proiecte care să le aplice masele largi de Romașcani. Vom avea mai multe activități organizate în acest an și în acest moment se lucrează la un plan de activități. În momentul în care îl vom avea, vi-l vom prezenta. Cu siguranță, da. Ele sunt asociații sportive independente. Anul trecut au beneficiat de finanțare nerambursabilă la legea 350. Cred că și în acest an vor beneficia de această finanțare, întrucât, din păcate, bugetul pentru acest an, așa cum vă spuneam, este unul de austeritate și nu ne vom putea permite să înglobăm și această secție de box. Da, este vorba despre boxul Navinolul și este și un box club municipal. Da. Box club municipal este și un... Nu are absolut nicio legătură. E o asociație independentă. Deci are un contract până în vară și va lucra fără antrenor secund. Da. Referitor la fostul antrenor, procesul acela care a fost pierdut... Da, în momentul de față nu s-a plătit absolut niciun ban, în momentul de față încă ne judecăm. Trebuie să înțelegem cu toții că, din punct de vedere administrativ, spitalul este în subordinea primăriei municipiului Roman. Însă, din punct de vedere al actului medical, este în subordinea Ministerului Sănătății. Din câte știu, ancheta făcută de Ministerul Sănătății
nu a constatat nereguli cu privire la acest caz. Așteptăm și ancheta avocatului poporului și ulterior vom vedea dacă sunt măsuri care se impun a fi luate. Mulțumesc.